A venit la noi la un reparat, un aparat care cică ar fi ESAB, când colo nu este deloc ESAB, este un fake și o minciună pe capac este ESAB. Omul a cumpărat pe bună credință că este ESAB și când colo a fost mințit. Bineînțeles că s-a stricat, a venit la reparat, l-am reparat, asta este. Nu scoate curentul ce ar trebui 200 de amperi, nici într-un caz. Potențiometru tot 200 de amperi. Scrie povești. Eu scoat în jur undeva de 100-120, da, cel mult. Da. Cine cumpără își ia riscul ăsta?